Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi ne jucăm pentru prima dată EA FC 25 și anume facem un draftuleț. Am ales în prima fază să fac un draft offline, 300 de FIFA points, că nu sunt cu bani și așa mai, așa mai departe la început. Este un road to the glory acest canal. FIFA points-urile astea 4600 sunt de la asta, pre-order, din partea de pre-order. Am luat World Class ca dificultate și m-am dus pe un 4-2-2-2. Mi s-a părut mie că arată mai bine acolo cu 4 oameni de atac, să zic așa. Primul pic de ales între Neymar și Hamsik. Eram tentat cu Neymarul, însă m-am dus cu Hamsik și pentru că e card special și pentru că intra direct în echipă. Al doilea pic, am luat Oscar pentru că Brasileiro. Pentru al treilea pic avem un Hakpo. A arătat cel mai bine de aici și am zis că o să se lege destul de ușor. Aș fi putut să iau Dali, însă m-am dus pe Parot, pe acest inform, pentru că 88 pace și am zis că o fi o soluție mai bună în caz că nu vine nimic mai bun acolo în față. Pentru picul numărul 5, you know, am rămas cu senzația, adică aveam un reflex și așteptam, mamă, să vină carduri peste carduri, dar am uitat că acum suntem la început și bineînțeles nu o să mai vină așa carduri multe. Am fost totuși surprins de astea două carduri speciale de până acum, dar după ce vii de la un joc care acum 3 zile îți dădea numai carduri de 99, boostate, culori, nebunii și așa mai departe, e un pic greu, e un pic grea readaptarea la normele unui joc normal. La un moment dat, pe final, era absolut aberant câte carduri speciale și din nou speciale și din nou speciale apărau în EA FC 24. Mergem pe unul dintre fundașii centrali. Aici chiar m-a uimit picul ăsta ce a venit. Bineînțeles că l-am dat pe Company pentru că Manchester City. Aici în bandă niște opțiuni bunicele, nu pot să mint. Am luat Antonia Silva pentru că braziliancă de la Real și mișca acolo cu Oscar. L-am luat aici pe Chambers, fiind englez, mișca și se lega bine cu celelalte două carturi engleze din primul 11 de pe teren, ca să zic așa. La portar, nimic, absolut nimic. Am luat-o pe ea doar așa ca să intre ceva și să vină ceva mai bun. A venit Francescoli și Messi. Messi se putea, adică poate să fie folosit ca ST, dar și ca și că am luat pe Messi și l-am pus în locul lui Oscar cu tot cu riscul de a avea chemistry mai mic, adică Messi e Messi, n-ai cum să nu-l iei. Aici am luat Premier League-ul, Vifer de la, sau Vifer de la Brighton și l-am și introdus aici în locul tipei de la Arsenal pentru că îți dădea chemistry mult mai bun. Hazard, Beasley și cu Litmanen. Am luat Beasley în ideea în care a intrat LB și a ajutat la chemistry, iar pe Chambers l-am pus CB. Mi s-a părut o variantă mai bună. Avem Saka, bineînțeles că l-am luat pe Saka, era na, culmea să nu. Mergem mai departe, aici chiar clar o nimic, dar cred că am luat-o pe Catalina, dacă țin eu mine minte.
AT-84, pace bun, shooting bun, am zis că na, în caz că nu vine nimic o să folosim, bineînțeles. Nimic nici aici, dar am luat destul, un 91 pace plb, folosit mai degrabă ca și cdm. Paolo Futre, un card foarte bun și foarte frumi, 93 pace, așa încă de la început ajută foarte mult. Și îl și băgăm că merge ST, merge atacant. Aici nimic, absolut nimic și nicio treabă. L-am luat pe cash, așa că da. Era ok și a intrat în locul brazilienței de la RB și ea ca s-a urcat în chemistry. Wernerul ăsta arată chiar bine, nu arată rău deloc acest Werner. L-am prins și în normal și poate fi o variantă așa pentru început. Este și bandă, este și ST, chiar arată bine. Werner l-am luat pe boy, aici Munoz și l-am și băgat pe teren, iar portar o să fie Flecken. Cumva se mișcă diferit, dar la fel. Acum la început, cu siguranță, ai chestia asta de bă, am jucat cu cardul 99, am jucat cu Pele, cu Cruyff, cu Ronaldo. Clar nu o să se mai miște la fel Hakpo aici de față. Primul meu gol din EAFC a fost cu Hakpo într-un Ultimate Draft Match. Într-un single Ultimate Draft Match, un shot fine, un tâc-tâc reușit. Merg mai greu skillurile anul ăsta, nu mai sunt atât de flawless ca anul trecut, iar shoot-urile astea pe lung, în cross, intră 90% din el. Deci shoot-urile în cross pe lung sunt aproape gol fără nicio greșeală. Mai toate golurile mele până acum așa au fost. Cum vedeți și aici, așa merg și aici la fel. Bam, cross, gol. Parcă nu are reacție portarul, parcă e greu să aruncă acolo. Chiar dacă ăsta e un portar AI, un portar de-a lor, un comp, parcă îl văd așa un pic ca în momentul în care te apropii de poartă, se trage pe colțul scurt, vrea să acopere colțul scurt și atunci cu siguranță lasă colțul lung liber și poți să tragi acolo. Au fost șuturi simple, fără finesuri, nu power shot-uri, nu nimic, au intrat excepțional. A avut 3 pachetele, deci din 300 de FIFA points, 3 pachetele, 3 double. Cred că cu 300 de FIFA points nu aș fi luat atâtea pachetele și atâtea iteme, adică parcă era doar 2 pachete, în fine. Să zicem că a fost un câștig faptul că am jucat draftul așa, că am dat FIFA points-urile pe draft, în ideea în care ai făcut bani și pe 3 meciuri, ai jucat și cu niște carduri bune și ai făcut bani și de pe iteme. Am pus chestiile astea random și s-au vândut toate cu 200, 300 și așa mai departe. Am greșit în pachetul Silver că le-am luat și le-am dat cu XL. Am greșit un pic și aici puteam să nu le dau cu Buy Now 200, ci cu bid normal. Am făcut asta mai încolo și mi s-au luat niște căcaturi cu 350, 400, 500, care la început sunt bănuți, care se adună, te ajută să faci SBC-urile. Am terminat marchii SBC-ul, de exemplu, unde n-am prins nimic, dar din nou, e folder, se construiește ușor, ușor, cu calm. Aici un Romero 84, nu-i rău, putea să fie mult mai rău, putea să aibă niște pace mai mult Romero și cred că ar fi fost folosibil dacă avea
nu știu, uite, de exemplu, cum e Koundé. Koundé are pace mult, are 84 pace. Dar măcar dacă era la un 75 pace, Romero ar fi prins bine și ar fi fost folosibil, ca să spun așa. În rest, a mai ciupit și aici 1500, a mai ciupit și dincolo, da, s-a făcut bugetul. Prea lung s-a dus video-ul ăsta. O să las partea de online draft pentru alt video, pentru video următor. Mulțumesc că v-ați uitat, mulțumesc că sunteți aici. Timid, reîncepem ușor, ușor, ne vedem și pe un live curând, numai să avem content să facem live-ul. Și până data viitoare, nu uitați, like, comentariu, subscribe și, bineînțeles, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat, ciao!